Nici nu au plecat bine din arest, că au făcut cale întoarsă. Vorbim despre tinerii de 17 și 19 ani, reținuți ieri pentru un furt, care au ajuns din nou în arest. Totul după ce polițiștii au descoperit că au mai săvârșit încă o infracțiune de acest gen. De această dată, tinerii au spart un autoturism și au furat bunuri de peste 3.000 de lei. Proprietarul a alertat poliția despre faptul că și-a găsit mașina spartă și că i s-au furat mai multe bunuri. În urma cercetărilor, oamenii legii au depistat pe cei doi tineri reținuți deja pentru alt furt ca fiind autorii jafului. Poliția municipiului Mătru a fost sesizată prin apelul 112 de un bărbat de 34 de ani din comuna Ilovăț, județul Mehedinți, cu privire la faptul că persoane necunoscute au pătruns prin infracție în autoturismul proprietate personală parcat în fața locuinței din municipiul Mătru, de unde au sustras mai multe bunuri, fiindu-i cauzat un prejudiciu de 3.000 de lei. La data de 21 noiembrie anul curent, în urma cercetărilor și a investigațiilor efectuate de polițiști, au fost identificați autorii faptei doi tineri de 17 și 19 ani din comuna Cătunele, respectiv comuna Bala, județul Mehedinți, identificați ca autori și în alte cauze penale. În această dimineață, tinerii au fost din nou duși în fața magistraților cu propunere de arestare preventivă. Ați ajuns din nou în arest. Ce ați vrut să furați din mașină? Vă pare rău? Da. Ești minor? Ce spun părinții tăi despre faptul că ești reținut pentru mai multe furturi? Nu sunt minor. Cercetările continuă în dosarul penal deschis pe numele celor doi tineri, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt calificat.